Ei bine, ieri pe 14 februarie, chiar de Valentine's Day, cei de la DC, împreună cu HBO Max, evident, au lansat primul trailer oficial pentru Snyder Cut, după acel sneak peek apărut acum vreo 2-3 luni, dacă nu mă înșel. Și, sincer să fiu, sunt destul de hype pentru el. Încă nu l-am văzut, am văzut cei drept câteva imagini pe Insta, pentru că era inevitabil, dar chiar sunt foarte curios. Mai ales că în ultima lună, cei de la DC ne-au tot tizuit cu acele imagini ce vor apărea probabil și în acest trailer și evident vor fi și în film, acelea cu Batman și Joker mai ales, o să le las probabil pe ecran, dar chiar sunt curios cu ce poate să surprindă acest trailer, așa că fără alte adăugări, haide să vedem despre ce e vorba. Ok, în primul rând se vede și se simte că are un ton mult, mult, mult mai dark. Are un ton așa, îți dă un feeling de Gotham din punctul meu de vedere și îmi place, îmi place foarte mult. Ăsta este deocamdată Justice League-ul pe care trebuia să-l primim. Oricum, din punctul meu de vedere, Justice League ar fi putut să iasă mult mai bun. Asta e clar că ar fi putut să iasă mult mai bun și din păcate au fost foarte, foarte multe probleme în jurul filmului. Și sper că acest Snyder Cut să fie ceva la care chiar nu ne așteptam și să ne surprindă cu ce ar fi trebuit să ne surprindă în 2017. Ok, în primul rând, Steppenwolf arată mult, 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 mult mai bine. Ne-l amintim totuși pe Steppenwolf din primul film și nu, chiar nu era ce trebuie. Nu arăta ca un villain care trebuia să ducă în spate un film ca Justice League. Până acum Steppenwolf arată foarte bine și avem și primele imagini cu Darkseid care din nou mi se pare făcut foarte, foarte, foarte ok, cel puțin mai ok decât ne așteptam. Am auzit ceva și despre cele două personaje din stânga și din dreapta lui. O să mă interesez mai tare despre ele și cine știe, poate o să vină și o origine, dar sunt curios dacă vor avea și ele un impact mai departe în universul DC, deși din nou nu cred. Abia aștept să primim cât de mult screen time se poate cu Barry Allen, cu Flash. Am văzut și în acele sneak peek tot din scena aia o fază, dar sper din toată inima să le acorde mult mai mult timp atât lui Flash cât și lui Cyborg. Fazele cu Cyborg nu aveau chiar cel mai bun CGI și e de așteptat ca filmul, totuși, timp de 4 ore să nu aibă cel mai bun CGI la toate scenele, dar este totuși de înțeles. Nu a avut cel mai mare buget, nu li s-a acordat cea mai mare încredere, dar totuși nu este o chestie de care o să mă iau eu personal, mai ales în recenzia care va urma și un detaliu care să-mi schimbe total părerea legată de film. Așa că hai să continuăm. Era de așteptat. Isn't that right? Batman.
asta era ceea ce așteptam cu toții. E clar că faza asta cu Joker era ceea ce așteptam cu toții și arată incredibil. Arată incredibil pentru orice fan DC și sper să nu fie, deși probabil o să fie, doar un vis sau o halucinație a lui Batman, dar Jared Leto arată mult, mult mai ok decât cum l-am văzut până acum în rolul lui Joker. Oricum, din punctul meu de vedere, Joker sau Jared Leto până acum în rolul lui Joker nu a făcut o treabă atât de rea, pe cât cred că filmul, mai ales Suicide Squad, a fost stricat de scenariu. Jared Leto, din punctul meu de vedere, a încercat să facă cât de mult a putut să salveze acel personaj, dar, din nou, are șansă să ne surprindă în acest Snyder Cut și sper să primim cât de mult timp se poate pe ecran cu Joker și, din nou, nu doar în acea scenă pe care am văzut-o și aici, dar arată absolut excepțional și, din nou, se vede că are un ton mult, mult, mult mai dark și sunt curios. Chiar m-a făcut foarte curios acest trailer, m-a făcut destul de hype, sincer să fiu. Da, pe 18 martie va apărea și sper din toată inima să nu ne dezamăgească încă o dată. Nu prea are cum să facă, este pur și simplu ceva ce trebuia să vină, dacă pot să spun așa. Și din ce am văzut până acum, arată mult mai ok decât ne așteptam. Din nou, lăsând scenele de CGI la o parte, am văzut și probabil vom primi mult mai mult timp și în Themyscira, când apare Steppenwolf acolo. Dar sunt foarte curios totodată și ce o să facă cu Darkseid, dacă o să-l arate mai mult decât în acea scenă. Din nou, Steppenwolf se vede că este îmbunătățit. Și am văzut că worldwide filmul este mult mai așteptat decât aș fi crezut. Mai ales că întreg fanbase-ul DC aproape îl vede ca pe salvatorul universului cinematografic DC. Nu cred că o să fie el salvatorul și nu cred că are cum să fie, dar din nou, poate fi filmul de la DC care, cel puțin după Joker, care să readucă acea speranță că încă mai există acolo o flacără aprinsă pe partea cinematografică a celor de la DC. Cam asta a fost și reacția slash analiza mea la trailer. Nu uitați să lăsați în comentarii părerea voastră despre primul trailer oficial la Snyder Cut. Dacă vă mai apărea unul, sincer, nu cred că o să-l văd, pentru că mi-e de ajuns să fiu hype pentru el. Până la reacția următoare sau clipul următor, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare!